luna iunie a început cu temperaturi foarte ridicate de 34-35 de grade Celsius, dar se sfârșește cu ploi, furtuni și temperaturi cu 10-15 grade mai mici. Meteorologii au anunțat pentru această perioadă ploi și furtuni în mai multe zone ale țării, printre care și cea a Munteniei. De asemenea, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis coduri portocalii și galbene de ploi. Județul Giurgiu, aflându-se și el sub cod galben de ploi în intervalul 27 iunie ora 3, 27 iunie ora 23. Cantitățile de apă în zona de sud-est a țării vor depăși 20-30 litri per metru pătrat și izolat 40-50 de litri per metru pătrat. În această săptămână, maximele vor fi situate între 17 și 25 de grade Celsius, iar pe timpul nopții termometrele vor indica valori cuprinse între 5 și 15 grade Celsius și este anunțată de asemenea și apariția ceței, atât pe timpul nopții cât și dimineața. Cerul va avea norări temporar accentuate, iar vântul va sufla moderat. Vremea începe să se încălzească însă pe sfârșit de săptămână, mai exact duminică, ANM anunțând o ușoară creștere a temperaturilor.